No, salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou clip pe canal. Băi, un clip în care am zis să vă povestesc pățanea mea cu Sony Vegas, mă rog, nu știu dacă mai e Sony Magix Vegas, ca să spunem așa, știți voi, programul ăla de editare cu care îți editezi videoclipurile. Dar înainte să începem treaba asta, am de făcut un anunț foarte mare, foarte important. Am reușit o realizare foarte mare, 1020 de vizualizări publice. Adică nu pare a fi cine știe ce reușită, dar la nivelul ăsta, din punctul meu de vedere, orice reușită e o reușită mare, indiferent că vorbim de 1020 de vizualizări sau de 700 de vizualizări. Cineva mi-a scris, mi-a scris Mystic Wings pe Facebook. De ce pizda mă te înscrii pe Facebook când filmez eu? Filmez și te-am înjurat de mamă în clip. Pot să pun pe YouTube. Cum am zis și mai înainte, 1020 de vizualizări atinse publice. Doamne ajută, mă bucur, chiar mă bucur din punctul meu de vedere, realizare mare la nivelul ăsta. Să sperăm că vizualizările respective vor crește mai departe și la fel și canalul, numărul de abonați, numărul de like-uri, numărul de bla 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 bla. Bun, și nu uitați că mă puteți găsi și pe rețelele de socializare, Instagram, TikTok și Facebook. Vă aștept și acolo, găsiți toate link-urile în descriere sau în secțiunea despre a canalului. Bun, ce am pățit cu Sony Vegas? Nu e o pățanie rea. Sau nu neapărat ceva de rău. Ideea e că luna asta, adică mă rog, luna trecută, că deja suntem în februarie, luna trecută mi-a expirat abonamentul lunar pentru Premiere Pro. Pentru că eu am folosit Premiere Pro o perioadă destul de lungă de timp. Cum de foarte multe ori, în general seara, stau pe YouTube, îmi apar la recomandate tot felul de videoclipuri. Și de data asta mi-au apărut o grămadă de videoclipuri cu Sony Vegas, sau mă rog, cu Vegas 365 sau Pro sau un Dumnezeu să numi. De la... Cred că toți creatorii de conținut care au făcut videoclipuri despre programul ăsta mi-au apărut mie la recomandate videoclip cu ei. Văzând că tot îmi apar și tot îmi apar și din ce în ce mai mult, am zis că bă, hai să mă uit și eu să văd ce Dumnezeu, că erau titluri din alea. Nu-mi vine să cred că Sony Vegas s-a băgat noutățile astea și improvements-urile astea în program. E super fain, super șmecher. No, bine, hai să mă uit și eu să văd ce ori băgat ăștia de la Sony Vegas. Mai de multe am folosit Sony Vegas, bine, parte pe varianta crăcuită și mă refer la versiunile 11-12 pe acolo. Și tot aveam probleme cu el până în momentul în care am renunțat și am făcut rost de Premiere Pro. M-am învățat cu Premiere Pro și de atunci cam toate videoclipurile pe care le-am făcut și pentru YouTube și pentru non-YouTube le-am făcut cu Premiere Pro. Având în vedere că mie mi-a expirat Vegas Pro și am văzut toate videoclipurile alea și hai să zic că mi-a plăcut oarecum ce am văzut, am zis, bă, hai să intru și eu pe Vegas să văd ce prețuri au. Este abonament lunar sau trebuie cumpărat pe an sau cum Dumnezeu trebuie făcut. Și am zis, bă, știi ceva, hai să le iau direct pentru un an de zile, poate mă pot obișnui din nou cu el, poate îmi place și eu să meritez videoclipurile de acum încolo cu el. Și fac să se merite banii aia. Dar n-a fost așa. L-am cumpărat, l-am instalat și țapă că cred că ar trebui să mă mai la încă 100 de ore de tutoriale cu Sony Vegas ca să mă pot reobișnui că să știu iară să editez cu el. Bine, nu că știu eu un nivel foarte mare de editat nici cu Premiere Pro, dar măcar acolo mă descurc mai bine și dacă îmi dau interesul, într-o oră cred că aș putea să editez un videoclip la nivelul la care știu eu să editez. Așa că l-am cumpărat, l-am instalat, am intrat în el, m-am cuit acolo, am și editat un videoclip cu el, ăla cu grounded de la propriu. Nu mi-a plăcut, nu mai îmi place Sony Vegas, pur și simplu nu mai îmi place. Aia e. Și am zis că bă, dacă oricum nu o să mai editez cu el, pentru că nu o să editez cu el, n-are rost să îl țin. Și am intrat frumos pe site-ul lor, pe service center-ul lor, pe suportul lor și am zis că au și un live chat. Și am zis acolo, vorbi cu o doamnă sau domnișoară, nu știu cum, ce-o fi fost sau ce e. Și i-am spus, bă, uite, l-am cumpărat, l-am descărcat, l-am instalat, am editat cu el, nu mi-a plăcut, vreau bani înapoi, se poate? Nu mai am baterie, putu-s bateria lui Meta. Am intrat pe suport, le-am scris acolo, am vorbit cu o domnișoară sau cu doamnă sau ce-o fi fost ea, i-am spus, bă, uite, am cumpărat programul, l-am instalat, am editat cu el, nu-mi place, vreau bani înapoi. Femeia a fost foarte rapidă, nici n-a stat foarte mult până mi-a răspuns. Mi-a zis clar, bă, da, te pot ajuta, numai că trebuie să trimiți un mail la adresa asta. Mi-a dat eu adresa de mail, unde am trimis mail, le-am zis aceeași chestie, le-am lăsat acolo și numărul de contract, pentru că în momentul în care tu îți cumperi programul sau ceva de la Sony Vegas, în contul tău acolo e mai
contractele mele cum ar veni, dar nu e niciun contract de fapt, e doar o dovadă a faptului că ai plătit produsul și că l-ai cumpărat și că nu-i piratat și că căcatul de genul ăsta. L-am trimis frumos mare mail, le-am spus că mi-e doamne de capitală ce vreau eu să fac și oamenii mi-au răspuns astăzi foarte repede la mail. Prima oară, nu știu, a fost așa foarte ciudat. Inițial am primit un mail de la ei în care îmi cereau direct un feedback. Ce am făcut greșit sau ce putem să facem mai bun pe viitor. Și la distanță de vreo oră sau două mi-au zis, după cererea ta, comanda ta a fost cancelled și că suma pe care ai plătit o să fie automat, o să ajungă automat înapoi pe contul tău bancar, pe cardul tău. Și motivul pentru care am zis să povestesc asta pe cameră e că există atâtea site-uri și atâtea servicii și atâtea produse pe care le putem cumpăra online și nici măcar nu le putem da refund sau ca să le dăm refund trebuie să trecem prin nu știu câte sute de mii de procese și de nebunii și trimite mail-uri cu toate căcaturile, cu cont bancar, că ai cumpărat produsul, că ai produsul, poate îți cere și poză cu produsul, bine, dacă e un program pe calculator nu o să ceară poză cu produsul, dar dacă e un produs, mai îți cere și poze cu produsul, mai și nebunie, bă frate, pur și simplu, uite cum îți oamenește, nici măcar nu m-a întrebat, vrei pe contul ăla, nu vrei pe contul ăla, direct frate. Cardul pe care l-ai folosit, acolo mi-a ajuns banii înapoi în câteva zile, nu mi-a cerut absolut nimic, a fost foarte simplu și ce mi-a plăcut a fost ca și live chat, ceea ce în multe locuri nu este. Bine, hai să zicem că pe mine live chat-ul ăla nu m-a ajutat foarte mult, că adică dacă mă uitam mai atent în site, probabil găseam și o adresă de mail și puteam să trimit și adresa de mail, pe adresa de mail. Cererea mea sau mă rog să le spun care e faza și ce vreau să fac. Bă, important că am reușit să recuperez sau că o să îmi recuperez banii pe care am cheltuit ca prostul că ENA. Puteam să fac un abonament pe o lună sau să încerc free trial-ul. Dar nu, eu îmi fac direct abonament pe un an de zile. Mulțumesc Vegas, mulțumesc în punctul ăsta de vedere, aveți un mare like și un mare 5 stele cu o steluță. 5 stele cu steluță, doamne ferește mă. A, da bă, am încercat chat-ul ăla AI. GPT sau CPT sau cum dracu se numește și băi, destul de interesant, s-ar putea să folosesc ca să traduc niște videoclipuri în limba engleză, adică nu să le filmez din nou, ci să bag traducere, pentru că am zis că poate o să ajute și chestia asta, cine știe, s-ar putea ca la vlogul deja, o să fac o încercare cu vlogul ăla în care am povestit cum mi-a luat permisul și să vedem dacă o să aibă rezultate bune, poate o să mai fac și pe alte videoclipuri noi. Și am mai făcut încă un canal de YouTube, e un canal strict pentru shorturi, Dubist Short, așa se numește. O să vă apară aici undeva pe ecran, să vedeți și voi canalul, dacă vreți să mergeți acolo să vă abonați, puteți să mergeți și acolo să vă abonați. Deocamdată n-am postat nimic pe el, dar o să urmeze în perioada următoare să postez niște shorturi de pe videoclipurile pe care le am acum, o să trebuiască să le editez, să le tai, să le fac în așa fel încât să fie bine. Probabil o să ajungă și pe TikTok. I am Dubist 1 pe TikTok, dar găsiți asta în descriere jos. Și cam atât, cred că. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share și să lăsați acolo un comentariu cu feedback-ul vostru, să știu dacă vă place ceea ce fac sau ce ar trebui să schimb, ce n-ar trebui să schimb. Nu știu, legat de felul de editat, legat de felul de cum vorbesc, de cum mă comport. Bine, de cum vorbesc n-o să scăpați de înjurături niciunul, îmi pare foarte rău. Da, dacă vreți să lăsați un feedback, puteți să faceți pe secțiunea de comentarii sau dacă aveți întrebări, puteți să le lăsați în secțiunea de comentarii sau să veniți pe canalul de Discord. Link-ul îl găsiți în descriere, dacă nu merge link-ul, intrați pe Instagram, dați un follow și acolo și lăsați un mesaj că bă, nu îmi merge link-ul de Discord și o să vă răspund și o să vă dau un link care să meargă. Bine, vă mulțumesc foarte frumos, ne vedem data viitoare, pa, 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 pa.